Mergeau la o mormântare în România. Dar nu la... Nu pe detalii noastre a fost transportat la un spital? Așa am auzit din prieteni. Dar dacă ar lăsa mai bine ce s-a întâmplat? Vă lăsa la oamenii moară și uite cred că o duși. Femeia a fost internată în stare gravă în secția reanimare a spitalului de urgență. Soțul acesteia, care se afla la volan, a suferit un traumatism în regiunea capului. El spune că accidentul s-ar fi produs din cauza poleiului de pe carosabil. Eu știu, așa 10-70 de ani. El cum furat, cum era un aproximativ la ora 4 dimineața am primit apel telefonic și faptul producerea accidentului rutier și anume inversarea unui autotransport. Cauza nemijlocită a accidentului rutier la preventivă. În primele 10 zile ale anului în capitală s-au produs aproape 20 de accidente.